prim vicepreședinte organizației județene a PDL, domnul senator Orest Onofrei, spune că, citez, cei mai îngrijorați de o eventuală cădere a guvernului după moțiunea de cenzură depusă de opoziție nu sunt democrați liberali, ci PSD-iștii cu funcții de conducere în unitățile decentralizate din județul Suceava. Și aici sunt nominalizate. Vreau să vă spun că domnul Orest Onofrei minte cu nerușinare, iar ipocrizia și minciuna sunt sinonimele cu numele Orest Onofrei. Și vreau să vă prezint notificarea prin care Ovidiu Milici, începând cu data de joi, cu 20 octombrie, este șomer. Este pus pe liber de actuala putere portocalie de la nivel județean, crezând că o să-mi închidă gura într-un fel sau altul. Ori domnii de la PDL, cu prigoana politică, o duc la extrem. Iar cel care vă vorbește, și nu vreau să mă autovictimizez, dar asta este realitatea, este o victimă a prigoanei politice din județul Suceava. Repet, îl somez public pe domnul senator Orest Onofrei să-și ceară scuze pentru minciunile grosolane care le-a proferat la adresa mea.